Despre Melancolia lui Lars von Trier, Prefer să tac. Am văzut filmul azi dimineață și de regulă după astfel de filme ar trebui, ar fi igienic să nu mai vezi filme o zi, cel puțin, ca să te, sau 3 zile, ca să te gândești la ele și să le faci să lucreze în tine. Se pare un film foarte puternic și oricum Lars von Trier este atât de manipulator încât te lucrează pe cele mai profunde niveluri ale subconștientului. Să vezi un film atât de verosimil despre sfârșitul lumii și în același timp foarte poetic și foarte nostalgic, e ceva ce nu poți duce foarte ușor. Mi se pare foarte ciudat cum Terrence Malick, ce a construit Terrence Malick cu apariția Universului, distruge Lars von Trier cu apocalipsa după von Trier. Eu, nu pentru că aș fi melancolică, votez cu Lars von Trier și cu sfârșitul lumii. Adevărat, e manipulator, e mult mai manipulator să faci un film nostalgic despre sfârșitul lumii și să și arăți sfârșitul lumii decât să faci un film despre apariția Universului și ce lucrurile bune și ideea de Dumnezeu din noi toți. Melancolia începe cu sfârșitul lumii. De fapt, este viziunea personajului Justin, interpretat de Kirsten Dunst. Am frunzărit așa caietul de presă și m-au amuzat câteva lucruri. Kirsten Dunst a fost o mare surpriză pentru Lars von Trier, pentru că inițial Penelope Cruz trebuia să interpreteze rolul, dar i-a plăcut pentru că și ea trecuse la un moment dat printr-o depresie ca Lars von Trier, ceea ce l-a făcut pe von Trier să remarce că orice om de bun simț a avut o depresie la viața lui. Al doilea lucru este că Thomas Vinterberg, după ce a văzut filmul lui von Trier, a spus că după un asemenea film e greu să faci și tu film. E extraordinar de frumos filmul față de Terrence Malick, unde totul părea făcut și artificial din alt punct de vedere. Aici este foarte mult mai spiritualizat, mult mai simplificat procesul invers al creației. Și mie mi-a plăcut, cred că pe lângă faptul că este extrem frumos vizual, cred că mi-a plăcut pentru că mi-a spus faptul că sfârșitul lumii este oricum o chestie care ne privește pe fiecare în parte, fiecare avem sfârșitul nostru al lumii. Și această melancolie care vine, aduce cu ea și extinția planetei, este un lucru cu care toți ne confruntăm prin depresiile noastre, prin dramele noastre, mai mari sau mai mici. Eu cred că în orice caz trebuie să fie undeva în palmares filmului Lars von Trier. Și ce m-am amuzat un lucru citind caietul de presă, de multe ori Lars von Trier spune noi nostalgici, noi melancolici, ne comportăm așa și așa. Deci filmul începe cu aceste viziuni apocaliptice avute de Justin. Este o tânără femeie care trebuie să se mărite într-un castel superb. S-a filmat în Suedia și nunta este bine pusă la punct de sora ei cea mare, interpretată de Charlotte Gainsbourg, și la nuntă este nunta e un fel de festăn cu toate ironiile și tot jocul social de rigoare și în timp există și acest pericol care la început e doar o sugestie foarte mică și roșie, o planetă, ceva care se vede strălucind pe cer, pare destul de ciudat, dar personajul lui Justin este singurul care presimte pericolul. Și e foarte interesant cum Lars von Trier te lasă să înțelegi că persoanele melancolice și persoanele cu temperamente artistice, cum este și el, sunt cele care până la urmă reușesc să își țină emoțiile în frâu, în pragul unei catastrofe, pentru că ele s-au confruntat cu catastrofa deja de mult și la un moment dat există o replică, dar aș vrea să văd filmul de mai multe ori ca să mă îmbib de el. La un moment dat, Justin îi spune surorii sale, Claire, că ce, mă sperie pe mine o planetă, adică sunt lucruri pe care numai cineva, într-adevăr, cum spune Lars von Trier, care s-a confruntat cu o depresie și de seama după ce ai trecut prin niște lucruri foarte, foarte grele, când oricum tot universul scade în cap,
sfârșitul lumii este nimic, ai simțit deja. Este foarte frumos. E într-adevăr, odată cu acest film, cred că chiar ai senzația fizică că cinemaul a evoluat, asumându-ți toată manipularea la care ești supus, că e inevitabil, toată lumea se gândește cum va arăta sfârșitul lumii. Mie mi se pare o coincidență bizară, și bizar e un cuvânt care îi place lui Lars von Trier vis-a-vis de filmul lui, faptul că în 21 mai, dacă acel domn american care și-a cheltuit toți banii ca să ne anunțe că pe 21 mai 2011 are loc sfârșitul lumii, deci peste 3 zile, dacă într-adevăr are sfârșitul lumii loc, înseamnă că mă bucur că am prins așa o ediție cu filme, o ediție cu filme 1 și 1, o ediție foarte puternică, deci Cannes va avea un sfârșit al lumii în forță. Nu mai vorbesc, că sper să nu depășesc 10 minute. Restul o să vă scriu și o să citiți textul și aveți și imaginea, dar Lars von Trier neapărat trebuie să fie în palmares.